Fotbalistul Vali Lazar este avantajat în această perioadă față de alți jucători aflați în imposibilitatea de a se pregăti în aer liber. Mijlocașul lui Dinamo locuiește în Ploiești, în cartierul 9 Mai, la unul din blocurile noi și iese la mișcare pe terenul de antrenament al celor de la Astra 2. Lazar a dezvăluit cum se pregătește în intervenția pe care a avut-o la ProSport. Fotbalistul a mai dezvăluit faptul că deocamdată nu are grija zilei de mâine, deoarece îi intră în conturi în jur de 3000 de euro lunar de pe urma unui apartament pe care l-a achiziționat în Qatar pe vremea când juca acolo. Mi-am luat un apartament care îmi generează un venit din momentul în care am plecat de acolo cu care pot să stau liniștit în fiecare lună. Iau mai mult decât câștigă unii jucători de la Dinamo pe lună, a spus fotbalistul de 30 de ani. Lăzărică, așa cum mai este alintat, mai are contract cu Dinamo până în vară. Înainte de a reveni în haita din Amovista, el a jucat în Turcia. A plecat acolo de la petrolul, echipă cu care s-a antrenat și chiar a jucat într-un amical vara trecută atunci când gruparea ploieșteană se afla în cantonament la Brașov. Antrenorul de atunci, Flavius Stoican, dar și nașul său de cununie, Ștefan Bărboianu, ar fi vrut ca Lazar să rămână la petrolul, însă acesta a preferat să plece la altă echipă.